Europa muzicală înseamnă Teatro alla Scala din Milano, Festivalul Puccini din Toscana sau Festivalul Rossini, iar pentru melomanii adevărați și New York-ul va fi cu siguranță asociat cu Metropolitan Opera sau The Met, cum îi spun americanii. Sunt două tipuri de programe. Cele pentru operă sunt în regim de city break, la care se adaugă acel pachet pentru o anumită operă celebră în general. Și atunci putem pleca de la din Italia până la New York, chiar și la New York avem aceste oferte de city break pe opera din New York. Iar pentru festivaluri avem două festivaluri pe care încercăm să le promovăm, Festivalul Rossini și Festivalul Puccini. Acestea sunt niște circuite de 5 zile până în 10 zile, cel pentru Festivalul Puccini, în care se văd foarte multe locuri din Italia în care au trecut cei doi mari compozitori și se participă la festival, sunt biletele cumpărate pentru operele care sunt prezentate în cadrul festivalului. O să se mai adauge pe parcurs, pentru că mai avem și la Viena, încercăm acum să creăm un pachet special pentru operă și la Salzburg, este un festival celebru pe care vrem să-l promovăm, dar deocamdată nu n-am scos ofertele pentru anul acesta. Sunt în lucru, deci urmează să apară și acele. Prețurile pentru festivaluri sunt de aproximativ 1.500 de euro, iar plecarea se face de regulă în grupuri organizate mici, adică între 6 și 15 persoane, astfel încât liderul grupului să poată veni în întâmpinarea nevoilor fiecăruia dintre turiști.